Vă salutăm, dragi prieteni, eram cu turul Europei cu trenul în față, un material în presa de mâine, în evenimentul zilei, care ne propune mai multe variante, cum să mergem în Europa cu trenul, având în vedere că vin vacanțele, deja a venit aproape vara peste noi, condiții în care temperaturile sunt ieșite din comun. Ni se explică aici ce se poate face cu trenul. 31 de state europene pot fi vizitate în această vară dacă ții un fel de abonament direct de la CFR, un Interrail Global Pass. 31 de țări, deci mai multe decât are Uniunea Europeană, întrucât sunt incluse și țări precum Turcia sau Bosnia-Herzegovina, Macedonia de Nord și așa mai departe. Nu trebuie să vă fie teamă, pentru că nu se călătorește cu CFR-ul decât până la graniță. Deci problema este că te poți debarasa într-o zi, două de el. Asta dacă vrei să te duci spre Ungaria sau spre Serbia, pentru că o ieșire spre Bulgaria termină călătoria pe teritoriul României mult mai repede. Aici prețurile sunt interesante și că există o flexibilitate. De exemplu, poți să iei un pas din ăsta valabil o lună și ai 5 zile liber la circulație. Așa, adică 5 zile călătorești de câte ori vrei, în ce țări vrei, indiferent de câte călătorii sunt, cu 282 de euro. Dacă vrei, de exemplu, o lună de zile, adică a doua opțiune, în sensul în care ăsta îl poți folosi peste tot în permanență, nelimitat, deci ca abonamentul la telefonia mobilă, 670 de euro costă, mă rog, asta nu ne spune mare lucru, prețul în lei e 3150 de lei. Deci dacă aveți 30 de milioane de lei vechi, puteți să vă plimbați cu trenul o lună în toate aceste țări, nelimitate, și să nu vă mai dați jos din tren. Mi se pare o ofertă corectă. Există apoi și un alt tip de călătorie pentru o singură țară. Deci poți să-ți iei de la Gara de Nord un astfel de pas, de permis, de abonament, dacă vreți, pentru Marea Britanie, să zicem, timp de 8 zile. Timp în care, sau pentru Germania, sau pentru Spania, sau pentru Portugalia, timp de 8 zile poți să călătorești în țara respectivă fără nicio problemă. Zice că el ar costa undeva în jur de 1400 de lei. Pentru țări de tipul ăsta, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Portugalia, sau undeva la 620 de lei pentru Bulgaria sau Serbia. Există și trenuri pentru Saloniki, Istanbul, Sofia, trenuri directe care pleacă din București și ajung până acolo. Citeam asta pentru că rămăsesem dator oarecum de săptămâna trecută cu acea informație pe care n-am mai dezvoltat-o. 43% dintre români intenționează să-și petreacă vacanța de vară pe teritoriul țării în acest an. Deci nu numai Dacian Ciolo și Dan Barna, care unul e la munte, celălalt e la mare, să ceartă de pe babele, respectiv pe plajele litoralului Mării Negre. Acolo sunt liderii USR+. E bine, 43% dintre români ar rămâne acasă. Totuși asta cu Grecia nu mai e o glumă. A devenit până la urmă chiar de prost gust. 11% dintre români aleg să meargă în concediu în Grecia, ceea ce mi se pare absolut nemilos pentru proastele condiții pe care le oferă în general turismul în Grecia. Grecia, cea mai slabă țară, la vreo 180 de capitole, citeam recent, bune statistici europene, am dat peste un malder așa de foi. De exemplu, mi s-a părut foarte bun asta cu internetul în locuințe. Excelent. De asemenea, România locul 3 în Europa, ca să nu se mai spună că suntem cei mai buni. Suedia conduce distanțat. Pe poziția a doua este Portugalia. Pe locul al treilea, România, Ungaria pe 4, Belgia pe 5. Grecia și Cipru sunt de departe ultimele. Așa, Croația antepenultima, Austria a patra de la coadă. Într-adevăr, am fost și eu recent la Viena. Nici pe stradă nu merge internetul. Deci, dacă nu-ți intră T-Mobile, compania germană care operează, bineînțeles, în Austria, nu vorbim aici de Austria, Austria e vai șamar de capul ei, vorbim de Viena. Da? Deci,
practic al treilea oraș ca importanță în Europa. Nici pe stradă internetul nu se compară cu cel pe care îl avem noi undeva la țară. Deci în locuințe, în Austria, internetul este al patrulea cel mai prost din Europa. Am testat și eu, mergea absolut mizerabil. Deci condiții lamentabile. Franța, Germania și Marea Britanie sunt după locul 20, toate trei, la internet în locuințe. E, dar dincolo de asta, deci Grecia este pe ultimul loc în Europa la orice. De asta spuneam, la internet nici nu există. Deci știți care e statistica la internet în case în Grecia? Una din 100 este acceptabil. A, deci cam asta este lamentabil. România este undeva 45% dintre români sunt conectați la un internet de înaltă viteză. Așa era statistica. 45%, Portugalia e pe la 48%, Suedia e undeva spre 60% de departe. Suedia e locul 3 mondial. Coreea de Sud și Japonia sunt pe primele două locuri. Păi aia vine Suedia, pe locul 4 Taiwanul. Și România nu e chiar pe poziția 5, pentru că suntem depășiți un pic și de Portugalia, dar avem internet mai bun decât Franța, Marea Britanie, Germania sau Statele Unite, de exemplu. Bun, dar asta așa, pentru vară, deci e gravă asta cu Grecia. Știți de ce o consider gravă? Pentru că faptul că e o mare prostie. Nu înțeleg cum de românii din vestul țării, care au la dispoziție toată Europa centrală, da? Deci m-am întâlnit la Viena cu niște români, era concert Phil Collins acolo, săptămâna următoare era concert Eric Clapton și spuneau că au făcut de la Arad 5 ore cu mașina. Da? Deci Viena, orașul numărul 1 al Europei ca nivel de trai. Și spuneau al treilea ca importanță după Londra și Paris, întrunind toate condițiile. Da? Dar la nivel de trai locul întâi în Europa, și într-adevăr, nu un oraș de vizitat, Viena, un oraș de trăit. Într-adevăr, nu există nimic peste. Asta este evident. Dar, iată că românii se duc 11% în vacanțe în Grecia. Nu înțeleg, vestul României vine în Grecia în vacanțe? Când ei au acolo 7-8 țări la o distanță de mai puțin de 8 ore cu mașina. Mi se pare înfiorător. Sau se duce tot sudul României pe plajele grecilor. Asta pentru că, vă explicam altă dată, Turcia a devenit mai pretențioasă și mai scumpă. Că altfel nu sunt condiții diferite. Pașaportul simplu, fără viză, intri și în Turcia. Evra, nu intri cu buletinul ca în Grecia, dar intri cu un pașaport simplu. Asta cu Bulgaria se menține, 6% dintre români, potrivit agențiilor de turism, vor merge în această vară în Bulgaria. Dacă asta cu Bulgaria depinde, e un turist de proximitate, nu e un turist să-ți faci o vacanță întreagă acolo, decât dacă ești foarte sărac, într-adevăr, dar atunci mai bine stai acasă și te duci la mall, decât să te duci în Bulgaria, mi se pare totuși modest. Deci astea ar trebui să niște obiceiuri pe care românul ar trebui să le evite. Mai bine nu te duci nicăieri. Sau preferabil duceți-vă la Stânceni, județul Mureș. Sau la Băile Tujna, din județul Harghita. Sau la Băile 1 Mai. Sau, nu știu, oriunde, în Maramureș. Decât să faceți un turism dintre ăsta no name, fără niciun fel de personalitate, pe o plajă sinistră, anonimă, nesemnificativă din Grecia, asta ieftină, la dispoziția tuturor este europenilor. Adică să te întâlnești cu toată scara ta de bloc, cu toți mâncătorii de semințe și pe drum, și acolo, și la WC-ul, și pe plajă, și în hotel, și la casino, și la restaurant. Exact să vezi aceleași mașini de Botoșani, de Iași, de Călărași, de Ialomița. Este înfiorător. Deci chiar că nu merită, mai bine descoperiți-vă țara. Duceți-vă în Retezat, duceți-vă în Bucești, duceți-vă în Rodne, duceți-vă oriunde. Vedeți Timișoara, vedeți Aradul, vedeți Oradea, orașe interesante în România, mai puțin cunoscute decât se pare. Timișoara mai puțin, e mai urât. Aradul și Oradea, de exemplu, foarte interesante. Chiar Satu Mare, eventual prin județul Maramureș, care are atâtea de văzut. Decât astfel de anonime călătorii în coată, fără niciun sens, te duci ca să faci ce? Sigur că litoralul românesc merită boicotat. Românii se duc acolo că au impresia că evită căldura. El ar trebui să fie boicotat. Acolo neam prostie cum nu există nicăieri. Deci, litoralul românesc este ca metrorexul. Ar trebui să fie nefrecventabil. Atâta doar că nu avem încotro și... Astea țin de mentalitățile unei ere
care ar trebui să dispară. Când vor dispărea, atunci ne vom schimba și noi ca nație. Bun, trecem la actualitatea politică. Ne trimisese așa o jumătate de prăjină Silviu Mănăstire, apropo de ce se va întâmpla în perioada următoare. Au început să apară primele sondaje pentru alegerile prezidențiale, întrucât lăsăm în urmă europarlamentarele. Și sunt tot felul de întrebările, nu sunt deocamdată neapărat de memorat, întrucât vara va fi lungă, vara se termină undeva în România la jumătatea lunii septembrie. Deci avem, ne așteaptă 3 luni de caniculă, 3 luni cu furtuni în fiecare seară. Mulți români vor depune armele pe stânga în această perioadă, perioadă de tot felul de catastrofe anunțate, evident, nu mai suportă nici mediul înconjurător atâta prostie și atâta lehamite din partea autorităților, deci nu va fi o vară ușoară, multe accidente, multe incendii, o să vedeți foarte multe catastrofe și în special furtunile astea care nu mai sunt ca pe vremuri. În cerul Bucureștiului era 30 de zile imaculat. Astăzi nu mai există așa ceva. Plouă în fiecare seară. Deci după o căldură dintre asta de 33 de grade la umbră la 11 dimineața, cum s-a înregistrat în ultimele 3 zile, n-ai cum să mai scapi. Dincolo de ora 5-6 după amiaza să strâng norii, vor fi niște ruperi de nori, o catastrofă pentru București. Toți copacii sunt într-o stare deplorabilă, nu mai vorbesc de canalizare și de așa. Îi vom avea de suferit în această perioadă. De asta am spus să nu memorăm încă toate întrebările pentru prezidențiale, să oamenii ne interesează, întrucât perspectivele nu sunt foarte mari, foarte largi, pentru ca numele lor să se schimbe până la toamnă, întrucât trebuie să fii pregătit deja la începutul toamnei. Toate partidele vor avea un candidat stabilit pentru prezidențiale. Dacă ați avea de ales, de exemplu, între Dan Barna și Dacian Cioloș, pe cine ați alege? Răspunsul este pe niciunul dintre ei. 41% s-ar pronunța astfel. 35% însă au zis Dacian Cioloș, doar 14% Dan Barna. Dan Barna, deși sigur nu-și propunea, nu este probabil țelul vieții lui să candideze la alegerile prezidențiale din toamna lui 2019, dar în orice caz îi se urcase și lui un pic la cap ideea asta că poate ajunge cineva în viață și poate cine știe seara când se bărbierea sau dimineața când stătea pe WC-ul, probabil că își spunea, nici eu nu n-aș vrea să ies chiar ca prostul din politica asta dacă tot am reușit să pun un pic mâna pe ea. Însă poate că timpul lui Dan Barna n-a venit, întrucât el nu are carismă și nu are o notorietate care să-i permită să câștige alegerile prezidențiale încă de acum. Asta că ar fi umilit de Dacian Cioloș în sondaje preliminare nu-l avantajează. Eu spun că cei doi își vor face așa zisa prietenie țândăr până la toamnă. Deja au început primele fricțiuni. Cei doi neagă, bineînțeles, să-și petrec vacanțele în România ca să fie mai populari, ceea ce le și recomandăm. În general, ca oameni politici, trebuie să-ți petreci vacanța în România, pentru că așa este firesc, mai ales într-o perioadă în care contezi pentru electorat. Traian Băsescu poate să se ducă în Cuba. A lui i-a trecut timpul, da. Cât ești în campanie electorală, e normal să fii în țară, pentru că altfel te duci să candidezi în altă parte. Deci asta este o condiție sine qua non pentru un politician. Bun, da, încă o dată, sondajele nu l-ar califica deocamdată pe Dan Barna drept adversarul principal al lui Klaus Iohannis. Partea cealaltă, în Partidul Social Democrat, încă nu e nimeni. Viorica Dăncilă, sau zice, spunea și Silviu Mănăstire mai devreme, pare să fie favorită, pare să alerge chiar de una singură pe mai multe culoare în momentul de față. Se vorbește că ar putea Cati Andronescu să o concureze până la urmă. Cati Andronescu, care, dacă partidul eu va cere, probabil că se va duce și în fundul unei grote și va sta acolo ca un puznic, cine știe, câteva decenii, numai pentru pripășirea, pentru propășirea Partidului Social-Democrat. Ar putea candida așadar, mai ales că ea este o oponentă a politicii lui Liviu Dragnea, deci pe undeva așa o adversară a Vioricăi Dăncilă, ar fi un pic ciudat, adevărat, două doamne să candideze pentru un loc de pierzător la alegerile prezidențiale. Viorica Dăncilă ne-a anunțat că ea nu se va înscrie în cursa prezidențială, dar nu avem de unde să știm. Nu e evident. În momentul de față, după părerea mea, în afară de Gabi Firea,
nume care nu este luat în calcul nici pentru președinția PSD, doamna Firea s-o operează recent, are niște probleme, înțeles, cu spatele, se va opera, nu va candida niciun fel la președinția PSD, șansele ei în momentul de față, la mijlocul lunii iunie, sunt aproape nule să reprezinte PSD-ul la alegeri prezidențiale, dar dacă nu va fi Firea, cine va fi? Că nu există absolut niciun candidat capabil să se bată cu Iohannis, ba chiar există mare șansă ca acest candidat PSD să nu intre în turul 2. Deci Dacian Cioloș, așa cum este el, nepregătit, puțin simpatic, cu o carismă îndoielnică, în general un individ, după părerea mea, apolitic, el nu prea are ce să caute în politică, de altfel n-a excelat nici în horticultură niciodată. Țineți minte că atunci când a preluat conducerea acelui guvern tehnocrat, el ne-a și spus: 1. Nu vreau să fac politică. 2. Nu o să continui să fac politică. 3. Eu sunt un fel de provizorat.